Bună ziua din nou la O bucățică de Istorie. Acum voi continua seria sau, mă rog, această parte în care vom vorbi despre Prusia. Cum s-a ajuns ca această, acest regat, acest nou stat al Europei, să devină, în vreo 30-40 de ani, într-o mare forță europeană? Și astăzi ne vom ocupa de, poate, unul din cei mai importanți regi ai Prusiei. Suntem după 1701, când Frederic al III-lea. Elector sau, mă rog, principe al Brandenburg-Prusiei se încoronează la Königsberg, rege al Prusiei sau rege în Prusia. Oricum, din acel moment este recunoscut titlul regal lui Frederic, care ia numele de Frederic I al Prusiei. El domnește până în 1713 și la moartea lui guvernare este preluată de urmașul lui, nimeni altceva mai decât Frederick Wilhelm I, rege al Prusiei, un personaj foarte interesant, un constructor, în primul rând, dar nu un constructor neapărat legat de arhitectură, ci de armată. Frederick Wilhelm I al Prusiei, în Domnește de relativ mult, din 1713 până în 1740 și în timpul acestei domnii, practic, transformă Prusia într-o cazarmă. Este denumit și regele sergent pentru că era obsedat de armată și de dezvoltarea armatei ca principală armă a statului prusac sau a regatului Prusiei. Se reține că era, foarte, era un luteran convins. Uh, era foarte zgârcit era de o zgârcenie incredibilă imaginați-vă că au vândut cam toate bijuteriile familiei după ce a murit tatăl său și el a devenit rege o vândut și proprietățile au păstrat din 25 de uh, proprietăți palate, au păstrat vreo 5 uh, informațiile principale despre domnia lui uh, Frederick Wilhelm, întâi le am din această carte foarte faină uh, Auswürge și Hohenzollerni de la editura AL da? E din. Cred că începutul anilor 2000. 2001. Da, e din 2001 cartea asta. E destul de veche, dar găsești niște informații foarte faine despre acest rege sergent. El a fost primul monarh european din câte am citit care a început cu moda asta de a purta tot timpul uniformă de ofițer. Deci el este cel care a introdus această, această nouă modă în rândul monarhilor europeni este cel care a fost obsedat de soldați înalți, a făcut o pasiune pentru, pentru acest tip, tip, de soldați, până la chiar a acceptat cadoul din partea celorlalte țări, în, îi trimiteau soldați înalți la curte ca să l îmbuneze, ca să intre în regelui. Pe de altă parte am spus că era foarte zgârcit, dar această zgârci zgârcenie cumva a fost o zgârcenie foarte productivă pentru armata prusacă, pentru că tot ceea ce el a economisit prin zgârcenia lui uh, legendară deja, a investit în armată. El moștenise, din această carte am aflat informația, el moștenise o armată de vreo 40.000 de oameni, ceea ce pentru uh, țara sau pentru Brandenburg, Prusia sau pentru Prusia de la 1701 era un, o armată destul de mare. Dar Frederick Wilhelm a mărit o și la sfârșitul domniei lui a ajuns armata prusacă oficială la vreo 82-83 de mii de oameni, ceea ce era o armată foarte mare, însemna că fiecare al patrulea bărbat a ajuns să fie uh, soldat. Din punctul ăsta de vedere, el a introdus sistemul cantonal, a împărțit țara în... Uh, cantoane și uh, esența acestui sistem era că uh, erau aleși bărbați care erau apți de militarie. ei trebuia să facă o, o pregătire de 2 ani, uh, pregătire intensă unde învățau să tragă, unde învățau să, marșă, uh, să facă marșuri prelungite și după aia erau lăsați acasă și mai veneau acasă mai veneau în, în unitatea de recrutare doar în momentul în care făceau manevre sau uh, trebuia să meargă să viziteze centrul respectiv anual ca să, mă rog, să nu uite ce au învățat. Uh, ăsta era un un mecanism destul de uh, bun și asta însemna că uh, crește numărul uh, soldaților, uh, soldați instruiți, dar nici nu trebuie să îi țină tot timpul anului în în cazarmă, ci statul cumva se poate, se poate sau poate neglija întreținerea acestor soldați pentru că ei sunt lăsați la vatră și în momentul în care e pericol regele avea o armată la dispoziție cu care putea să lupte acum. Frederick Wilhelm a organizat o armată foarte puternică, foarte mare, că, având în vedere, mă rog, compară, comparând populația Prusei cu alte să mă rog, ce populație avea Franța sau uh, teritoriile austriece. Uh, față de asta, Prusia avea o armată foarte mare, dar uh, ce e interesant în timpul domniei lui uh, Frederick Wilhelm, el a dus o politică destul de minoră în politica lui externă, a vândut uh, acele teri minuscule teritorii africane pe care Prusia le deținea prin 1721 sau 1722, mi se pare, avea în zona coastii de aur, în Africa, avea, avea, o porțiune mică pe care o deținea Prusia, un fel de colonie a Prusiei, dar regele a renunțat la această, la această posesiune pentru 7000, iar, chiar eram citit, pentru 7000 de, ce erau, de ducați, 7200 de ducați și 12 sclavi negri. Legați cu lanțuri de Asta a fost prețul pentru care au renunțat la colonia respectivă Prusia. Și mă rog, acei bani care au venit de pe urma asta, bineînțeles că eu am investit în, în, modernizarea armatei. A pus să se construiască fabrici de praf de pușcă, s-au ocupat de industria textilă, textilă, tot din pricina asta să, să aibă material pentru uniformele soldaților. Deci a fost interesat foarte, foarte mult de dezvoltarea armatei. Și o fapt așa mai puțin mai comic, ura cam tot ce venea din Franța. Deci filozofia, perioada asta tocmai era începutul iluminismului francez, cultura, totul, tot ce venea din Franța era pentru el așa ceva ca un fel de blasfemie. Nu trebuie uitat că suntem în perioada în care uh, regele, fiind un luteran convins, protestant convins, uh, cu Franța erau probleme din punctul ăsta de vedere, pentru că în a doua jumătate a secolului XVII, în timpul lui Ludovic al XIV-lea, uh, acesta a revocat edictul de toleranță de la Nant, uh, și ca urmare, mulți. Uh, protestanți francezi, hugenoți, așa zis, hugenoți, au trebuit să părăsească Franța și regele, uh, regele Prusiei uh, s-a folosit de chestiunea asta și a invitat, -o, uh, invitat pe acești hugenoți francezi sau o parte din acești hugenoți francezi să se așeze la el în țară, în Prusia, în Brandenburg. Uh, și de aici se leagă, de exemplu, ascensiunea unui micuț oraș, care până atunci era un oraș, oraș destul de mic și nesemnat în Brandenburg și anume Berlinul. Au venit, s-au așezat hugenoții francezi și alți protestanți și au început localitatea să înflorească. Și de aici se începe și ascensiunea Berlinului ca centru important. Bun, și alte lucruri pe care le-a făcut Frederick Wilhelm, pe lângă faptul că au cheltuit foarte mulți bani cu armata, a fost foarte zgârcit. A... Politica externă era una destul de pacifistă, deci nu, nu a reușit foarte mari combinații. Au avut cea mai mare armată sau una din cele mai mari armate din Europa față de populația pe care o avea în statul său, dar a, nu a dus războaie de cucerire, nu au încercat să, să extindă teritoriul Prusiei foarte mult. A dar această sarcină va, o va avea fiul său, vom vedea mai târziu, Frederic al doilea, care nu degeaba va primi numele de cel mare. Bun, ce se mai poate spune despre regele sergent, relația cu fiul său, cu moștenitorul tronului, cu Fritz, cum îl numea el, cu Frederic, viitorul Frederic al doilea. Din multe puncte de vedere, Frederic, prințul moștenitor, era o antiteză a tatălui său. Dacă tatăl său ura cam tot ce vine din Franța, și cultural, și material, și de orice fel, în schimb, fiul său era adora cultura și civiliza civiliza civilizația franceză, îi plăcea să citească, chiar scria poezii, deci era un, chiar în opoziție cu tatăl său, tatăl său care ura și filozofia și poezia și literatura, orice, deci el era cu spiritul ăsta cazon, spiritul ăsta foarte frugal, legat de armată. În schimb, uh, Frederic era chiar opusul lui și a avut și conflicte în tinerețe cu... E, cu fost conflicte între rege și prinț. Uh, Frederic a avut de tânăr, adolescent, a avut o relație de pretenie cu cineva, nu mai țin minte cu cine, aici am citit în această carte. După aia a încercat să fugă în Anglia, când au mai crescut, a încercat, a încercat, să fugă în Anglia cu tutorele său care... Și în cazul primului prieten și în cazul tutor, tutorelui său exista existau zvonuri că erau mai mult, mai mult decât preteni în sensul că exista suspiciunea să fi avut să fi fost între ei și o relație de tip homosexual și între uh, tânărul preten al uh, prințului moștenitor și între tuture, tutore și prinț. Uh, tutorele va fi pedepsit exemplar și Frederic va fi uh, pedepsit exemplar în sensul că tutorele său, pentru că ei au fost prinși, nu au reușit să fugă în Anglia tutorele său au fost decapitate în fața lui, în fața lui Frederic. Frederic a fost închis un an sau doi ani de zile într-o într închisoare regală, cred că la Custrin, dacă nu mă șer, și chiar s-a propus să-l ducă în fața curții marțiale, și însă și împăratul romano german a trebuit să intervină la lui Frederic spunând că o curte marțială, chiar dacă e din Prusia, nu poate să, condamne un prinț, doar dieta imperială o poate face și atunci s-a mai, a mai scăzut acest scandal. Peste 2-3 ani au tată și fiul relat relațiile și în 1740, când moare Moare Frederick Wilhelm I, atunci Frederic al ii va deveni rege al Prusiei și va începe acea epopeie care va face din Prusia probabil țara cu cea mai puternică armată de atunci. În mare, cam atât despre regele sergent. Încă o dată, un moment foarte important în ascensiunea Prusiei e momentul ăla de construcție. Chiar dacă Frederick Wilhelm nu a reușit în, în, în timpul domniei sale să întreprindă mari războaie sau campanii de extindere a teritoriului Prusiei, totuși el a fost cel care a pregătit drumul fiului său, că atunci când fiul său a ajuns rege, Prusia era o țară foarte bogată, avea resurse financiare foarte mari, pentru că Frederick Wilhelm a strâns foarte mulți bani și situația contrasta, și aici arată bine și în cartea asta, situația contrasta foarte mult cu situația Austriei la 1740, pentru că în 1740 moare și Frederick Wilhelm al Prusiei și moare și Carol al VI-lea împărat romanul german, șeful casei de Austria și la tron vine, nu are moștenitor de sex masculin și din această cauză pe tron, sau mereu, mă rog, urmașa lui, în teritoriile austriece va fi Maria Tereza. O mare problemă pentru Europa acelei vremi și Frederick se va folosi de acest aspect și va începe un război împotriva Austriei în 1740 pentru Silesia. Dar e contrastantă situația Austriei din punct de vedere financiar și a Prusiei. Prusia era o, o țară cu resurse financiare, deși un... un stat relativ mic încă așa teritorial, dar totuși uh, guvernul de la Viena în comparație era lângă sau mă rog era aproape falimentată la 1740 datorită stilului de viață foarte luxos uh, a lui Carol a VI și chiar aici în cartea asta informația că uh, atunci când începe politica lui Frederic Wilhelm a tăiat și din salariile curtenilor. Au redus foarte mult numărul lor, în timp ce la curtea lui Carol al VI la Viena, Carol al VI avea vreo 30.000 de curteni. Ca o comparație între cele două centre de putere. Și, încă o Frederic Wilhelm a fost constructorul, acel om care a făcut din Prusia o Putere emergentă, să nu zicem mare putere, pentru că pe câmpul de luptă o să devină mare putere Prusia, dar bineînțeles că Prusia în timpul lui Frederick Wilhelm deja era o putere emergentă, deja era o putere în creștere și 1740 și debutul războiului pentru succesiune la tronul austrie va demonstra cât de puternică a fost Prusia și în materialul următor vom vorbi despre. Acest război și despre prima parte din domnia lui Frederic al II-lea cel Mare. Până atunci, o zi frumoasă!